Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și suntem din nou la Europa FM într-o nouă ediție Schimbă Perspectiva. Astăzi e o ediție specială într-o zi specială. Este mare sărbătoare, așa că am invitat un om foarte drag mie, o femeie pe care o admir, o apreciez și pe care știu că foarte mulți dintre voi o privesc așa, cu toată bucuria și cu toată dragostea și cu toată curiozitatea din lume. Așa că astăzi o să aflăm cum a schimbat perspectiva de câteva ori în viață, Andreea Marin. Bună dimineața! Bună dimineața, prețuiește viața. Acesta este salutul din zorii fiecarei zile pentru mine și rimează cu salutul tău, de altfel. Ce frumoasă este viața! Mulțumesc tare mult și mă bucur că sunt aici. Este Paștere Catolic astăzi, să le spunem sărbători fericite. Sărbători fericite, Paște minunat. Hristos a înviat și sănătate multă, care că e mai bună decât toate. Se pregătesc să sărbătorească astăzi în casele lor. O să poposesc eu pe la vreun prieten care are un cozonac pregătit. Să știi că eu am trăit la Satul Mare 13-14 ani și acolo Paștele Catolic este la fel de prezent în casele oamenilor, pentru că sunt foarte multe familii mixte și aproape toată lumea sărbătorește și un Paște și celălalt. Și eu lucram în radio, în televiziune și tu știi cum e, că stai ore întregi, 18-20 de ore. Și ai mânca o felie de cozonac. Aoleo, Doamne, și mi se întâmpla pentru că foarte mulți nu-și puneau problema să o chemăm pe Mirela să... Și mirosea tot blocul, a ciorbă de miel, a drob, cum fac oamenii, mai ales acolo în zona Satul Mare. Și am suferit în câțiva ani că nu m-a chemat nimeni la masă și de câțiva ani încoace de Paștele Catolic mă duc la Eniche Santo, la stilista mea, care a reținut că îi povestisem eu la un moment dat, așa că găsim niște catolici în București să... Sigur, sigur, să ne binecuvânteze! Andreea, îți mulțumesc că ești aici. Cu mare drag! Cu mare Ultima oară eu m-am întâlnit cu tine în curtea unor prieteni dragi la Andreea Paul și probabil că tu nu mai ții minte, dar pentru mine să știi că a contat enorm acea întâlnire. Mi-ai vorbit despre Revoluția Glucozei. Cum să nu țin minte? Țin minte foarte bine. Și mi-ai dat link cu cartea. Așa. Și mi-ai spus o chestie foarte importantă, pe care eu o spun în continuare. Înainte de orice, mănâncă salată. Mănâncă ceva verde. Verde. Da. Pentru că acționează asupra colonului, fix ca și Mister Properul la chiuvetă. De fapt, îți căptușește stomacelul și tu, când mănânci apoi celelalte lucruri pe care îți propui să le mănânci la acea masă, ele vor fi împăturite în verdeața aceea, sunt enzime care practic topesc, între ghilimele, mai rapid mâncărurile grele, da, să zic așa, să zicem carnea sau altceva care se digeră mai greu și în felul acesta tu ajuți digestia și totul se rezolvă mai rapid. La fix povestim înainte de masa de Paște. Ah, da, 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 da. Deci începeți cu verdeața. Începeți cu verdeața. Ei, să știi că eu am făcut asta. Mi-am cumpărat Revoluția Glucozei. Am cumpărat-o în vreo 10 exemplare și am dat-o tuturor prietenelor care știam că au nevoie. Asta mi se pare mie că înseamnă share-ul, știi? Faptul că tu ai împărtășit cu mine ceva, eu am și dat nu numai departe. Cu tine. Nu știi că ți-au cumpărat cartea recomandată de mine și eu la rândul meu am luat-o recomandată fiind de altcineva. Da. E frumos, nu doar ai recomandat, ci chiar mi-ai deschis ochii, mi-ai atras atenția asupra unui lucru extrem de simplu, da, care mie mi-a schimbat percepția asupra felului în care așez felurile de mâncare. Și schimbă viața în bine în mod concret, pentru că una e vorba, alta e fapta. Eu ți-am recomandat cu atâta convingere lucrul ăsta, pentru că asupra mea a avut un efect benefic și pentru că mă vezi, față de acum un an și ceva, eu am 20 de kilograme în minus. Toate aceste mici detalii care fac diferența, practic m-au ajutat să fac o transformare serioasă asupra sănătății mele, în primul rând. Că nu silueta contează, oamenii văd aparențele, dar pentru mine nu asta a contat în primul rând, ci schimbarea stării de sănătate, echilibrul. Mi se pare că dacă oamenii rămân măcar cu atâta din întâlnirea noastră de astăzi... Tot e mare lucru. Și o aplică și o să se simtă mai bine și starea lor o să fie mult mai bună, eu mă declar mulțumită. Orice carte ți aduce idei benefice, sunt convinsă, orice carte de acest gen Să nu înțeleagă cei de acasă că doar acesta este detaliul important din acea carte, ci sunt multe tipsuri, multe sfaturi bune, pentru că acum ai citit-o și știi despre ce vorbesc, pur și simplu cum așezi lucrurile pe masă și cum le dai corpului tău, da, cum le dai corpului tău, în ce ordine, în ce fel. Treaba asta poate să schimbi dacă tu mănânci aceleași lucruri, dar în altă ordine, așezate în mod deștept. Treaba asta îți schimbă pur și simplu tranzitul intestinal, starea, acele spike-uri de care vorbește autoarea, adică acele pofte puternice care apar în timpul zilei și pe care, în general, nu putem să le depășim, ci cădem pradă lor. Și greșim. Și în felul ăsta ajungem unde nu trebuie. Și dacă înveți ordinea în care să mănânci și momentele potrivite pentru asta, exact, un fel de disciplină. Nu mai simți frustrare, ci doar îți programezi. Poți controla, de fapt, aceste porniri și care le. Asta a fost efectul pe care l-a avut. Am simțit că eu controlez mâncarea și nu mâncarea mă controlează pe mine. Nu ea hotărăște. Ce a schimbat alegerea ta de a scăpa de niște kilograme în viața ta? Eu n-am făcut această alegere pentru a schimba esteticul și garderoba, ci pentru că am avut o problemă de sănătate serioasă care m-a pus în situația de a-mi pune tot felul de întrebări, de a mă duce la medici, de a mă căuta, cum se spune, pentru sănătatea mea. Și când un medic, cardiolog foarte bun, mi-a spus: doamnă, kilogramele în plus acumulate în timp îndelungat, dumneavoastră ați spus așa, câte un kilogram pe an? Zici, ce un kilogram pe an? Nu? Exact. Timp de 20 de ani. Și nu v-ați dat seama, pentru că nu v-ați îngrășat deodată, brusc, cu multe kilograme, ci în timp. Mai schimbi sacoul, iei unul cu un număr mai mare, zici, stă bine că se poartă oversize. Deci nu-ți dai seama. Și dacă ești și înaltă, cum sunt eu o persoană înaltă, 1,76, cu atât mai puțin realizezi că tu pui un număr însemnat de kilograme pe tine. Acum, ele nu te afectează doar când te uiți în oglindă. Și în oglindă chiar poți fura, dacă știi să te îmbraci potrivit, dacă repetai în înălțimea potrivită și hainele potrivite, nu-ți dai seama că e o mare problemă. Însă sănătatea mi-a jucat feste. Nu mai puteam să respir bine și asta se întâmpla chiar și seara când mă întindeam în pat. Nu trebuia să faci neapărat un efort. Nu eram în timpul unui efort, exact. Și nu aveam aer. Nu puteam să trag aer destul în piept. O senzație de înnec groaznică, îți spun cinstit. Apoi, când urcam scări, nu mai puteam să urc multe scări. Păi eu am făcut sport toată viața. Mi-era și rușine în fața mea, nu că în fața altora. Cum adică să urc câteva scări și să respir greu și să nu mai pot să le urc? Știi că sunt foarte mulți care pun pe seama vârstei că e normal să pierzi din abilitatea de a face mișcare? Eu n-am avut niciodată o relație proastă cu vârsta. Nici la trecerea dintre ani, de exemplu, de la 20 la 30, de la 30 la 40, nu. Și mă apropii de 50 anul acesta. Deci nu am avut, mulțumesc, nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Nu mi-am pus problema, am o vârstă. Nu. Eu n-am avut gândurile astea. Deci nu am gândit așa. În schimb, am gândit altfel. În familie am avut probleme de natură cardiologică. Tatăl meu s-a stins în urma unui atac de cord, bunica mea și așa mai departe. Și m-am gândit că asta ar fi problema. De aceea am și ajuns să mă caut la un cardiolog. Și el este cel care mi-a spus, nu, asta e problema. Dar e o problemă faptul că puneți-o prin aceste kilograme, o presiune mult mai mare pe propriul corp și atât rezistă corpul dumneavoastră. Pentru altcineva, rezistența poate fi mult mai ridicată. Că vorba aia ziceam și eu, dom'le, sunt oameni cu 100 și de kilograme și nu mai au problemele pe care le am eu. Da, dar aia e rezistența lor. Că eu m-am gândit tot timpul că venim pe pământul ăsta într-o formă și aferente formei sunt câteva lucruri, inclusiv kilogramele. Tu ai 1,76. Ăsta e tiparul tău și ai o anumită greutate în care corpul tău la cele 170, se simte bine 176 de centimetri se simte bine. Eu am altă structură. Eu am 1,60, eu am ochii verzulii, am 40 la pantof. Cine știe cum influențează fiecare detaliu, de fapt, starea noastră de bine. 70 de kilograme sunt perfecte. Acolo este starea mea de bine. Da. E, uite, eu îi sunt recunoscătoare azi corpului meu că mi-a arătat nemulțumirea lui și că mi-a arătat care-i toleranța lui și că acolo eu trebuie să mă opresc, că eu nu trebuie să depășesc acea limită. În felul acesta, eu mi-am cunoscut limita, am făcut o schimbare forțată la început de împrejurări și am făcut-o în bine și acum știu cum stau. Și asta este greutatea ta pe care ai avut-o în mod curent și te simțeai bine? Da, din liceu. Din liceu. Da. Foarte tare. Da. Foarte tare și e clar că ai făcut-o treptat și... Nu mai mult de 2 kilograme pe lună. Da, 1 kilogram pe lună în medie și până la maxim 2 kilograme, doar în prima lună, în prima etapă, am făcut o dietă de deblocare și, indicată de nutriționist, nu după capul meu, atenție, și cu acea dietă în prima lună am slăbit 5 kg. Doar atât. Ce ai schimbat total din obiceiurile? Am schimbat modul, disciplina de a mânca. Ce mănânc și în ce fel combin lucrurile și în ce ordine. Pentru că de asta vorbeam la început. Îți mărturisesc că nu mă gândeam că o să vorbim despre asta. Da, deci subiectul nu e acesta. Sunt atât de multe lucruri în care tu ai schimbat perspectiva și ești un exemplu pentru foarte mulți oameni și eram foarte curioasă să aflu, dar mă bucur că s-a dus discuția în această direcție pentru că în mod cert este un subiect pe buzele tuturor femeilor care... Și ar trebui să fie și pe buzele bărbaților, că și ei au probleme de acest gen. Da. Știi că nu m-am gândit la acest aspect. Eu am avut toată viața probleme cu kilogramele și acumulam foarte mult și foarte repede, pe urmele de în jos și, în fine, un roller coaster. Dar tu astăzi ai vorbit despre un segment care se trezește cu niște kilograme fără să realizeze că s-a întâmplat asta. Da, ne aruncăm în muncă, nu dormim. Mie mi se întâmplă luni de zile să am un proiect greu, sau nu numai unul, că în general sunt implicată în multe deodată, dar să zicem că ceva mă consumă mai mult și mă duc cu totul și cu pasiune în direcția aceea și uit de somn, de mâncat corect, de mișcare, lucruri absolut normale altfel în viața mea, pentru că pentru mine e normalitate sportul, pentru mine am făcut toată viața, pentru mine e normalitate să ies în natură. E normalitate să am o disciplină, sunt un om disciplinat altfel, dar sunt perioade și uneori prea lungi, adică se întinde treaba asta pe luni de zile și dacă ea este, se adună și cu poate cu o problemă sufletească sau cu, cum să zic, cu un fond de nemulțumire, da, și așa mai departe, treburile astea se adună și în acel timp te dai peste cap. Pur și simplu echilibrul tău se dă peste cap. Eu toată viața am fost în căutarea echilibrului și îmi place să caut soluții de viață sănătoasă. Și de asta nu înseamnă că suntem aparate. Știm uneori lucruri, dar nu le aplicăm în acel moment în viața noastră, deși le știm. Și ne spune, lasă, când o să scap eu de presiunea asta, o să fac ce știu că trebuie făcut. Dar nu facem în acel moment și perioada se lungește și uite așa ne dăm peste cap. Care e primul pas pe care l-ai recomanda în acest moment celor care vor să schimbe perspectiva asupra felului în care privesc mâncarea? Analizele. Primul lucru, îți faci analizele, pentru că fiecare dintre noi are o stare de sănătate în acel moment și trebuie să acționeze în acord cu ce îi permite corpul, nu altfel. De aceea nu recomand niciodată dietele aflate din vecini. De aceea când cineva îmi spune, spune-mi ce dietă ai făcut să o fac și eu, eu nu vreau să răspund la această întrebare, nu pentru că aș fi secretoasă, ci pentru că mie nutriționistul mi-a spus foarte clar ce ți se potrivește ție, poate să-i dăuneze chiar, poate să-i facă rău altuia. Deci, eu pot să-ți recomand nutriționistul, pot să-ți recomand, mergi la un doctor bun, fă-ți analizele, în primul rând, și cu ele mergi la acel om, pentru că el va ști, ca specialist, să-ți pună întrebările potrivite și să-ți dea calea de urmat potrivită pentru tine, care nu e neapărat calea pe care am urmat-o eu. Și cu asta închidem acest subiect. Îți mulțumesc foarte mult. Cred că am reușit să răspundem la toate, sau măcar la o parte din întrebările. Eu am ținut un jurnal pe această temă. Și îl găsim cam în fiecare săptămână pe pe Instagram, pe Facebook, la mine în anul ce a trecut, pentru că de vreo 3 luni eu m-am oprit din slăbit și nu mai am de ce să fac asta, acum doar mă mențin. În schimb, dacă dai în anul din urmă căutare la mine pe Instagram, pe Facebook, găsești o grămadă de tipuri de postări referitoare la această transformare a mea, care n-a fost doar la nivelul kilogramelor, ci și o transformare a perspectivei, a modului de viață, a modului de a privi lucrurile benefice pentru mine în viața de zi cu zi și tot felul de rețete, dacă vorbim de ce mănânci și nu știu ce, și tot felul de cărți citite care mi-au schimbat perspectiva. Deci oamenii pot vedea acolo tot felul de tipsuri în acest. Tu ai reușit să faci foarte multe lucruri în viață și eu știu din experiență personală și ca spectator că ne ies acele lucruri pe care reușim să punem tot focusul într-un anumit moment. Tu te-ai hotărât când doctorul ți-a spus că trebuie să rezolvi asta și într-un an și un pic ai rezolvat această problemă, gata, am pus punct și acum urmează perioada de menținere. Care nu este ceva ușor. Nu e ușor. Cere și asta o disciplină continuă, dar te-ai învățat deja din schimbarea din urmă cu niște lucruri și atunci nu-ți mai vine greu. Ai știut dintotdeauna că lucrurile pot fi făcute doar punând tot focusul pe ele? Uite și nu cu jumătăți de măsură? Pe cartea mea. Nu există, nu se poate. Acesta este îndemnul pe care tatăl meu mi l-a dat încă de când eram un țânc, abia rupeam vorbele și asta am făcut și eu mai departe, am fost cu vorba asta în gură. Nu există, nu se poate tot timpul și fiica mea a tot auzit-o și încă de la 2 anișori a folosit expresia pentru o situație atât de bine în contextul potrivit încât mi-am dat seama că până și un copil care abia rupe cuvintele poate să priceapă sensul acestor vorbe atât de puternice. Dom'le, nu există, nu se poate, dacă depinde de noi. Dar ți s-a întâmplat să ți se spună, ok, nu există, nu se poate pentru tine, dar pentru mine există. O să-ți spun un lucru. Nu există, nu se poate în cele mai multe cazuri. Pentru că oamenii își găsesc mereu scuze și spun, a, nu e adevărat, pentru mine nu există, nu se poate, că mi se închide ușa aia și ușa aia în față. Că ție ușor, că păi credeți că mie nu mi s-au închis o grămadă de uși în față? Mi s-au închis, dar depinde de imaginația mea, depinde de argumentele pe care eu sunt în stare să le pun pe hârtie și să mă duc cu ele și să-i conving pe alții. Și nu întotdeauna am fost, nu știu, Andreea Marin, cea cunoscută din ziua de astăzi. Că asta e, televizorul ne duce în casele oamenilor și ne face mai, nu știu, mai ușor de găsit, de atins, de cunoscut, da? Dar am pornit de undeva, din Roma, din Neamț, vorba aia din Moldova și nu mă știa nimeni. Atenție! Deci am construit lucrurile la fel și atunci cum le fac și astăzi. Cu ambiție, determinare, cu argumente, cu am pune pe hârtie, sunt o minte matematică, asta am și urmat, informatica, de fapt, asta e baza mea, scriu, planific, gândesc, mă duc, conving, bat la uși, la unele lacătul rămâne pus, la altele reușesc să-l deschid. Și nu te frustrezi când lacătul rămâne pus? Nu există, nu se poate pentru mine, nu e calea aia pentru mine, înseamnă că nu trebuia să o iau pe acolo. E okay. Ca un labirint viața asta, da? Care are o grămadă de căi. O iei pe o cale, nu-ți merge, n-ajungi la capăt, o iei pe alta. Nu te oprești acolo, vorba tatălui meu. Insistă, caută o altă soluție. Poate nu este soluția pe care ți-ai închipuit totul la început. Trebuie să găsești o alta. Și cum te-ai descurcat cu oamenii care își dădeau seama la un moment dat că nu-ți fac față? Că modul acesta al tău foarte determinat de a face lucrurile nu este pentru ei potrivit? Păi oamenii nu au ritmuri asemenea. Unii sunt mai energici, alții pot să țină ritmul meu, să zic așa, sau eu ritmul lor și alții nu. Ne întâlnim în viață, ne însoțim unii cu alții atâta vreme cât ritmurile noastre seamănă și ne despărțim și ne vedem de drum, fără să fie o dramă asta, în momentul în care fiecare caută o altă cale mai potrivită pentru sine. Deci nu este o dramă. Oamenii se adună atunci când au ritmurile asemănătoare și își văd de drum fiecare pe calea sa când Mie îmi place să spun că atunci când suntem pe aceeași frecvență, la propriu, da, nu putem asculta radiouri diferite și să auzim același cântec. Dacă ne întâlnim pe aceeași frecvență la Europa FM, auzim același lucru amândouă. Da, dar una e când suntem pasivi și când stăm amândouă și ne place aceeași melodie și o ascultăm împreună cu plăcere. Alta e când trebuie să punem osul la treabă împreună. S-ar putea să ne placă visul la ceea ce va ieși în final, dar tu să nu fii dispusă să te implici cu același efort, cu aceeași determinare, cu aceeași zbatere până la urmă cu care mă implic eu. Adică depinde și de posibilitatea fiecărui om, de dispoziția lui de a se implica și de a sacrifica niște lucruri, poate, pentru un vis, pentru un proiect. Deci fiecare are ne întoarcem după modul pauză lui de a privi lucrurile. Să vedem cum această teorie se aplică cu un copil adolescent. Ne întoarcem după pauză să vedem cum această teorie nu există, nu se poate, se aplică în cuplu. Pentru că tu ești o femeie care ai schimbat perspectiva atunci când ai simțit că doi oameni nu privesc în aceeași direcție și ai fost foarte curajoasă. Nu sunt deloc unicat. Și vreau să... Dar ești una dintre puținele persoane publice care vorbesc deschis și onest despre această situație și ne întoarcem în câteva minute pentru că sunt subiecte în care foarte mulți oameni se tem să schimbe perspectiva. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Schimbă perspectiva, sunteți la Europa FM, sper că aveți zâmbetul pe buze pentru că în prima parte a emisiunii am vorbit cu Andreea Marin despre felul în care a schimbat perspectiva acum aproape de 50 de ani în relația cu mâncarea și plecând de la acest nu există, nu se poate, care a devenit pentru tine slogan, e motorul vieții mele, e motorul vieții tale. Sunt foarte curioasă cum te descurci cu această perspectivă în relația cu Violeta, care este o adolescentă și toți cei care am trecut prin această etapă știm că nu este cea mai ușoară perioadă din relația părinte-copil. Prima replică pe care Violeta mi-o dă atunci când îi spun un nu ferm, că se mai întâmplă ca părinte să mai spui și nu, nu tot ce vrea adolescentul se și întâmplă sau este potrivit pentru vârsta sa și așa mai departe. Prima replică pe care mi-o dă este: mami, nu există, nu se poate. Adică e bumerang. Da, știe să folosească arma asta. Te atacă cu arma ta. Exact, exact. Glumesc acum, pentru că până la urmă e o negociere. Dar dacă îi spui tu ei, măi, nu există, nu se poate, poți să faci asta. Nu, știe, vorba asta e în ADN-ul ei. Da? Pur și simplu, da, și îmi seamănă foarte tare. Îți seamănă? Deci e Andreea mic, pur și simplu. Da. Am văzut că ai susținut-o și că ai fost foarte fericită de ultimul proiect în care ea s-a implicat și m-am bucurat din toată inima pentru voi. Mulțumesc tare. Eu știu că Violeta de la... mult, 6 luni am muncit pentru a face această conferință internațională, conducând o echipă de adolescenți, 26, parcă adolescenți, toți făcând voluntar treaba asta, aducând oaspeți din străinătate, din diverse țări, ajungând să facă în plenul Parlamentului, în plenul Senatului, evenimentul lor de încheiere. Adică impresionant, totul în engleză, pentru că oaspeții erau din diverse țări, deci nu puteau vorbi decât într-o limbă de circulație internațională, cu argumente, cu cunoștințe solide de istorie, de politică, de... Rămâi în mască. Ce fac copiii ăștia în ziua de azi? Există un curent în ultima vreme legat de faptul că dacă ești persoană publică și ai oarecare influență, ar fi bine să nu îți susții copilul într-un fel foarte vizibil. Nu, dar n-ai înțeles. Fiica mea nu m-a lăsat să o susțin. Mi-a spus: mamă, trebuie să-mi dai voie să zbor și să mă descurc singură, chiar dacă și greșesc. M-am bucurat foarte tare de maturitatea asta ei, deși nu mi-a venit ușor, pentru că vedeam că în cele 6 luni în care ei se chinuiau să facă acest proiect, Doamne, și l-au făcut briliant, crede-mă, de la concept, de la grafică, la promovare, la totul. Și lucruri pe care eu nu le știam, le-am învățat de la acești tineri care sunt foarte descurcăreți și au o minte analitică extraordinară. E o altă generație, clar. Dar ce vreau să spun este că ea și-a dorit să demonstreze că poate prin propriile forțe și să nu simtă că este privită ca fiica mea sau fiica tatălui ei. Ok. Și chiar am lăsat-o. Mi-a venit greu. uneori simțeam nevoia să ajut unde vedeam că eu aș fi putut ușor să dau o sugestie și așa, dar m-am abținut cu greu. A fost o probă de foc și pentru mine lucrul ăsta și am fost doar la evenimentul ei de deschidere și la evenimentul de încheiere. În cele 5 zile n-am călcat pe acolo, pentru că, na, la deschidere și la încheiere putea să vină oricine, să zic, să fie participant, știi? Și am privit doar. A fost o surpriză foarte plăcută să văd că deja copilul meu este matur, că se va descurca, să capătă această credință, că se va descurca. Okay. Și că o pot lăsa pe drumul ei în siguranță. Ai făcut treaba? Da, da, da. Desigur că tot timpul ca părinți trebuie să fim un pas în urma lor și să fim acolo la nevoie, da, dar sunt mult mai liniștită acum. A fost o probă de foc. Mie mi-a plăcut foarte tare, îți mărturisesc sincer, faptul că Violeta nu are nicio presiune pentru că este copilul tău și copilul tatălui ei, dimpotrivă. Da, dar este un merit al nostru aici, este, să ne lăudăm și noi ca părinți. E atât de mândră. Da, dar lasă-mă să-ți spun de ce e așa. Te rog. Pentru că această încredere se capătă cumva. Așa. Și anume, prin faptul că eu și tatăl ei am decis ca până când ea ajunge să fie pe picioarele ei, cum este astăzi, are 16 ani, putem spune că se descurcă, da? Să nu o expunem excesiv și să nu o expunem deloc o mare perioadă a vieții ei. Așadar, ea nu a crescut în presă, ea nu a crescut ca fiind fiica noastră, adică mult timp la școală nici nu știau colegii ce și cum, că mama apare la televizor, că tata cântă la Sala Palatului și așa mai departe. Și lucrul acesta a contat pentru că am lăsat-o să se dezvolte firesc, nu ca fiind umbra noastră sau împinsă în față cu forța, să apară, să apară, să apară. Că acum construiește proiecte și apare prin meritele ei, asta este partea a doua. Și că mi-a făcut plăcere, de exemplu, să fac de curând o ședință foto foarte frumoasă împreună cu fiica mea, asta e cu totul altceva, sunt excepții. Iar de-a lungul copilăriei ei, cred că doar în Viva am apărut de 2 ori și fiind o revistă civilizată, curată, da, fără bârfe, șmenuri și șușanele, am zis, hai să avem o amintire, nu știu, odată în copilăria mică și odată mai târziu, nu știu, am apărut împreună. Cred că orice părinte... Deci rar de tot. Cred că orice părinte își dorește ca într-o zi să simtă admirația copilului. Așa e. Să simți că ești un model, îți apreciază munca și că tu ești adultul pe care copilul tău îl vrea model. Fiica mea mi-a spus anul acesta, undeva în cursul anului, mamă, îți mulțumesc pentru diverse restricții pe care le-ai impus asupra mea de-a lungul timpului și mi-a dat niște exemple. Nu o să le dau aici, că, mă rog, implică comparația cu anumiți colegi care n-au avut aceste restricții din partea părinților lor și n-a fost bine. Adică ea a văzut după aia ce s-a întâmplat pentru că n-au avut aceste restricții și s-au dus pe alte căi. Cum îi spuneai? Cum îi spuneam, eu sunt foarte fermă. Pur și simplu sunt fermă. Nu, nu este, îi spuneam, îmi vei mulțumi într-o zi, pentru că nu te las azi să faci ceea ce crezi tu că e potrivit și eu îți spun că nu e potrivit, ca părinte. Uite, ne sfătuim cu toți maturii din familie și evident că vei vedea că și așa și era, că nu e bine. Și noi avem o experiență și trebuie să ai încredere în experiența noastră. Că îți spune asta, știu că nu-ți place pe moment, că spun nu, și nu-i plăcea, evident, dar vei învăța în timp. Și a ajuns la momentul la care mi-a mulțumit pentru aceste restricții care, de fapt, n-au făcut decât să o ducă pe calea cea bună. Eu și să înțeleagă că nu tot ce zboară se mănâncă și că unele chiar pot deveni pericole. Eu îi spuneam mai ei că este obligația mea să iau decizii, pentru că exact. La 25 de ani o să-mi spună mama, eram un copil, tu erai adultul și tu trebuia să-ți asumi inclusiv neplăcerea deciziei pe care i-am zis, am o responsabilitate foarte mare. ca părinte. Și tu n-ai cum să o înțelegi acum. Nu ai cum, pentru că n-ai această... Da, bineînțeles, pentru că nu ai această experiență. Dar ai încredere în mine, chiar bă o suflată dacă ești azi, că va fi bine. Și în timp a văzut asta. Hai să trecem la subiectul bărbați. Te rog, da, nu sunt așa de entuziasmată când spun asta. Adică pentru mine, bărbați, femei, suntem cu toții oameni și... Atunci relații. Da, relații, da. În care să ai puterea să zici stop, schimbăm perspectiva, pentru că nu mă simt fericită și pur și simplu vreau să merg mai departe. Cele mai multe femei, din păcate, se tem să facă asta. Da, și suportă niște lucruri care oricum le duc în situații grele, în depresie, în nemulțumire, în restricții la maturitate. Restricții pe care de fapt ți le impui singur sau singură prin ceea ce accepti pentru viața ta. Accepti lipsa de respect? În lipsă de respect vei trăi. Accepti, nu știu, în alte case, violența în familie? Ea va fi acolo cu tine toată viața. Nu știu, accepti lipsa demnității, adică nerespectarea demnității tale. Asta vei avea. Ce accepti, aia vei avea. Oferă-ți respectul pe care îl meriți. În momentul în care, sau pur și simplu lipsa iubirii. O relație poate avea parte de o mare iubire la început și ea se poate pierde în timp pentru că oamenii, nu știu, preferă alte lucruri în viață, o iau pe căi diferite, au dorințe diferite pe care nu le știau la început, nu le vedeau la început. Evoluăm și evoluția asta poate fi împreună sau ne poate duce în direcții diferite. Am spus întotdeauna, un divorț, de exemplu, nu este o dramă. Nu trebuie să fie o dramă, noi o transformăm într-o dramă. Un divorț poate fi chiar un pas firesc în evoluția unui cuplu, care nu înseamnă că are o vină, nici unul, nici altul. Nu e neapărat vorba de o vină. Poate să fie, dar nu e neapărat vorba de o vină, ci poate fi vorba de disconfortul de a mai fi în acea relație al unuia, al celuilalt, al amândurora. Și cei doi pot fi foarte bine mai târziu în alte relații în care ei sunt la fel. Adică, e vorba de potrivire, e vorba de chimie, e vorba de aceleași dorințe. Spune-le ceva tuturor femeilor care te ascultă și care nu găsesc în ele puterea de a accepta că nu sunt fericite, că nu sunt împlinite, că nu sunt niște modele bune pentru copiilor. Păi din acest punct de vedere. Nu ai cum să fii un model bun pentru copilul tău dacă accepți lucrurile astea. Tu îl înveți pe copilul tău indirect, prin faptele tale, că trebuie pe viitor să accepte la fel lipsa de respect, să accepte mai puțin decât merită, lipsa iubirii și așa mai departe. Și de tine depinde ce arăți copilului tău. Și știu că este mai grea despărțirea atunci când ai un copil, 2, 5, da? Pentru că, normal că un copil are nevoie și de mamă și de tată, dar se poate să aibă și mama și tata chiar dacă ei nu locuiesc împreună și să aibă parte de dragostea amândurora și chiar de înțelegerea celor doi, de conlucrarea lor în privința copilului pe viitor. Eu mi-am demonstrat că se poate lucrul acesta. Desigur că nu e ușor la început. Cum ai făcut față discuțiilor din afara cuplului? Pentru că foarte mulți rămân acolo de teama că ce o să spună familia. Mie niciodată nu mi-a păsat foarte tare de gura lumii, pentru că nu stă altul să trăiască în papucii mei, în pielea mea, în inima mea, în sentimentele mele, în durerile mele. Păi vine cineva să mă scoată de acolo când eu sunt la greu, poate doar cei foarte apropiați să încerce să mă ajute cumva. Deci să ne înțelegem. Fiecare are o viață de trăit și trebuie să facă în așa fel, să se străduiască, să aibă o viață cât mai caldă, cât mai blândă, cât mai bună, că destule greutăți sunt în jurul nostru. Oricum, eu nu trebuie să trăiesc pe placul publicului. Atenție, dacă ar fi trebuit să fac asta și cum de o viață sunt în ochii publicului, păi ar fi însemnat sacrificiu total, să fac tot timpul cum zic vecinii. Nici gând, nici prin cap nu-mi trece. În traducere liberă. Eu ascult. Așa. Ascult părerile celorlalți, atenție. Și unele dintre ele mă ajută, chiar părerile care mă critică, mă ajută să evoluez, dacă au un sâmbure de adevăr măcar. Eu sunt atentă și asta m-a învățat tatăl meu. deschide toate scrisorile, că veneau saci de scrisori către mine când eram chiar un copil la țara lui Piticot, da? Deschide toate scrisorile. Unele vor fi critice la adresa ta, dar tu întreabă-te, are omul măcar un pic dreptate? Păi și încearcă să repari. Când sunt critice și spun lucruri neadevărate și când spun mă întreb dacă au dreptate. Okay, eu nu stau și mă împiedic și fug de adevăr. Nu, eu nu fug niciodată de adevăr. Mă întreb, are dreptate omul ăla? Acum, omul care te critică, poate să te critique cu blândețe, să spună, uite, mai ai de reparat asta sau treaba aia nu e bună, poți să o faci mai bine. Poate să-ți spună asta frumos. Sau poate să o spună cu răutate. Când ți-o spune cu răutate, cu invidie, cu frustrare, ești tentat să respingi ceea ce ți se spune. Dar tatăl meu m-a învățat să nu fac asta. Okay. Chiar dacă mi se spune ceva pe un ton neplăcut, eu trebuie să mă întreb dacă nu cumva e acolo un sâmbure de adevăr. Uite, când eram copil la început de drum în televiziune, aveam, nu puteam să-mi controlez vocea, că nu știam, nu m-a învățat nimeni treaba asta. Aveam o voce pițigăiată. Nu aveam o voce plăcută. Acum mi se spune de nu știu câte ori ce plăcere e să vă ascult. Dar asta pentru că am lucrat... Nu. Vocea mea e aceeași, da. Pot vorbi și pițigăiată, să zic așa. Dar în timp am învățat, ascultând aceste critici, okay, să-mi ascult vocea, să o controlez, să-mi dau seama că eu, de fapt, de emoție, de stres, de nu știu ce, vorbeam într-un fel cu un ton foarte ridicat, pițigăiat, ăsta e cuvântul, da? Și eu nu-mi dădeam seama că eram eu, cea de toate zilele. Dar una e să vorbești acasă cu cei dragi, alta e să îți primești musafirii în casă, nu-i așa? Că te schimbi, că îți pui o haină, mai nu stai în pijama când vin musafirii. Ei, la fel și când ieși în public, îți controlezi vocea, dar cine să mă învețe pe mine, mititică, eram încă la facultate, nu mă învățase nimeni televiziune încă. Am picat în această muncă cu pasiune, cu plăcere, dar am învățat pe parcurs toate lucrurile. E doar un exemplu. Hai să-i rugăm pe cei care ne ascultă, așa cum facem în fiecare emisiune, să intre pe contul oficial pe Mirela Retegan, acolo unde invităm să pună să răspundă la o întrebare. Și întrebarea asta aș vrea să sună cam așa. În ce situație ai spus ultima oară, nu există, nu se poate? Răspunde-ne în comentarii și unul dintre voi primește cartea Nu Există, Nu Se Poate a Andreei Marin și astăzi aici, acum, ca să știm când se întâmplă lucrurile, semnate de mine. Când ai spus ultima oară Nu Există, Nu Se Poate? Păi chiar azi. Așa că m-am lovit de o mare piedică într-un proiect pe care îl fac, o mare piedică, de ordin financiar. Adică pur și simplu nu putem să facem ce ne-am propus pentru că ne-a picat o finanțare, da? Pe care ne bazam. Și atunci trebuie să fim creativi, să ne spunem nu există, nu se poate, exact asta am și spus, și trebuie să găsim o altă cale. Ce să mai așteptăm oamenii? Să nu facem treaba, nu se poate. Asta nu se poate. Mai avem foarte puțin timp, așa că o să te rog să ne spui ce mai pregătești, ce mai faci, că știu că faci 1000 de proiecte în același timp. Uite, Gala Nu Există, Nu Se Poate, care va fi pe 24 aprilie. Okay. Îți spun de pe acum să nu-ți faci program, că n-ai voie să lipsești. Okay. Și că o să ai parte și de o surpriză acolo. Păi nu pot să spun mai mult, surpriza e surpriză. Dacă nici de la zona surprizelor n-ai parte de surpriză. Așa. Așa că în ziua aia vei spune aprilie. Astăzi, aici, acum, am avut parte de o surpriză. Ok, o să le spunem ascultătorilor după. O gală pe care cu mare plăcere o pun la cale la Palatul Parlamentului. E pentru prima oară? Este pentru prima oară. Acest concept Nu Există, Nu Se Poate, ca să vezi cât de mult un concept. Da, cât de mult au urmărit vorbele astea viața mea. Da. Dincolo de viața mea personală, m-am văzut în tot felul de impasuri și vorbele astea m-au remontat și m-au făcut să merg mai departe. Am făcut după aceea campanii naționale și internaționale cu acest nume. Am motivat o grămadă de oameni, am făcut o emisiune de televiziune, știi bine că ai fost intervievată în emisiunea Nu Există, Nu Se Poate, de la Televiziunea Națională, apoi a apărut cartea Nu Există, Nu Se Poate și se plănuiește și al doilea volum și acum Gala Nu Există, Nu Se Poate, care de fapt aduce în lumina reflectoarelor oameni pentru care nu există, nu se poate, care se luptă cu ei înșiși, cu piedicile, cu acest nu pe care l-auzi de atâtea ori în România zilei de azi. No, asta nu se poate. Dom'le, Nu vrei tu să se poată. Dar de putut se poate. Puneți mintea la contribuție și se va putea. Parte de o întâlnire cu tine, toți cei care zic că nu se poate. Să știi că de multe ori ne punem singuri limite. Asta vreau eu să le transmit celor de acasă. Unele pot fi reale. Și eu am identificat două, și spun asta și în carte, doar două cazuri grele în care, într-adevăr, putem spune suntem total limitați și nu se poate. O boală grea, căreia nu i s-a găsit încă leacul și în fața ei te resemnezi, faci ce poți tu mai bine să trăiești cu o calitate a vieții cât mai civilizată, da? Ce ți-a mai rămas de trăit, sau un război, unde nu depinde totul de un om, de doi, de cinci, de chiar de o națiune. Acolo intervine iraționalul. Dar în rest, când trăim în pace, când trăim într-o societate cât de cât civilizată, că sunt multe nedreptăți și într-o societate în care e pace, da? Punem mintea la contribuție, punem mâna și învățăm. Adică, în loc să pierdem timpul, e o alegere să ne petrecem timpul învățând, perfecționându-ne, creând, dând naștere la noi posibilități. Și acolo unde nu se putea ieri, să facem să se poată astăzi. Nu zice nimeni că se poate așa să ne pice din cer. Păi nu, nu ne pică din cer. Eu când spun nu există, nu se poate, nu la acei oameni care așteaptă să se rezolve treburile de la sine, mă refer. Și apoi și la cei care fac să se poată prin propriile forțe. Lucrurile se pot întâmpla prin multe forme, în multe feluri, din multe canale și important este să rămânem deschiși, să schimbăm perspectiva până când reușim să avem în față drumul liber spre ceea ce ne-am propus. A fost o mare plăcere pentru mine. Mulțumesc. O bucurie. Ce repede trece timpul cu tine și tare vorbărețe mai suntem. Cred că i-am înnebunit pe cei de acasă. Eu sunt sigură că au rămas cu câteva ahauri din emisiunea asta și îți mulțumesc foarte tare, abia aștept să ne revedem și pe 24 aprilie o să fiu la tine la gală, abia aștept să văd surpriza pe care mi-o pregătești. Și după se apropie Paștele și aștept și eu așa o felie de cozonac. O felie de cozonac, cel puțin. Mulțumesc, Andreea Marin, mulțumesc a fost astăzi. Sănătate tuturor. Andreea Marin a fost astăzi la Schimbă Perspectiva, eu sunt Mirela Retegan, să aveți o duminică minunată și să nu uitați să faceți ceva pentru minte, ceva pentru suflet și neapărat ceva pentru corpul vostru. La revedere! Schimbă Perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.